Bună și bine te-am regăsit! Grație la sunt și astăzi am să-ți vorbesc puțin despre experiența mea cu cea de-a doua operație de cezariană. Am promis că luna aceasta mă voi ocupa de subiecte care sunt mai mult pentru noi, mamele, femeile. Și cum am fost întrebată de diverse persoane, fiecare sunt la prima operație de cezariană și se gândesc să aibă doi copii, fiecare au deja o operație de cezariană și se gândesc să mai facă un copil, am fost întrebată cum a fost această experiență, dacă a fost cu mult mai rea decât prima, m-am gândit să realizez acest filmuleț. Sper să-ți fie util. Prima operație de cezariană pentru mine n-a fost neapărat cea mai bună experiență. Totuși, fiind mult mai tânără, m-am recuperat destul de repede. Vorbim despre recuperarea imediată. Nu am avut timp să mă gândesc la dureri, nu am avut timp să mă gândesc la suferință, pentru că, așa cum am mai povestit și cu altă ocazie, copilașul meu a necesitat transferul la un alt spital, iar eu am vrut să fiu cu el. Am stat într-un pat suprapus, am urcat și am coborât scări la greu. M-am simțit bine pe ansamblu. Eram mult prea preocupată de copil ca să mă mai gândesc și la mine și la sănătatea mea și la operația mea, care până la urmă operația de cezariană nu este ușoară. Vorbim totuși de o tăietură în mai multe straturi, o tăietură în abdomen, care trebuie totuși menajată. În orice caz, pe termen scurt, m-am recuperat bine și a fost ok, a fost ușor, a fost în regulă. Pe termen lung însă m-am ales cu niște dureri continue de abdomen, cu o zonă moartă, flască, pentru că nu simțeam zona cicatricii. Cred că vreo 4 sau 5 ani nu am simțit absolut nimic în zona respectivă, decât o senzație foarte stranie, ca și cum corpul nu mi-ar aparține. Și cu o cicatrice, destul de urățică. E, în momentul în care a fost să nasc a doua oară, tot prin cezariană, m-am speriat puțin, pentru că știam prin ce am trecut pe termen lung, să zicem, data trecută. Ei bine, acum sunt 2 luni de când m-am operat și pot să spun că această operație m-a ajutat foarte tare prin prisma faptului că mi-a recuperat vechea operație. Ce vreau să spun prin asta este că mă simt mult mai bine. Deja nu mai am, n-am acea senzație, deși n-au trecut decât 2 luni, nu mai, mi-a dispărut acea senzație de numbness, de amorțeală, de corp străin. Cicatricea arată mult mai bine decât prima dată, s-a recuperat foarte ușor, singurul lucru este că recuperarea imediată a fost mult mai cumplită, mult mai grea. Dacă n-ai văzut deja filmulețul cu experiența nașterii mele, te invit să dai click sus și să te uiți la ea. Și vei vedea că povesteam la un moment dat că am stat singură la terapie intensivă cel mai mult timp. Ei, cu o seară înainte de a mă muta, pe mine m-am mutat dimineața pe salon, în rezervă, cu o seară înainte mi-a mai adus 2 fete. Una născuse în aceea zi cu mine și cealaltă născuse chiar în ziua respectivă, deci la 2 zile distanță față de noi. Cea care născuse în aceea zi cu mine era la o operație de cezariană la o distanță de 1 an, față de cealaltă, deci a rămas însărcinată la câteva luni, în timp ce cea de-a doua era la prima ei operație de cezariană și era mult mai mică decât noi. Deci eu și cealaltă fată cu a doua operație de cezariană eram la 30 de ani, în timp ce fata adusă mai recent, născută în aceea zi, era undeva pe la 18 ani. Ea mi-a amintit foarte tare de mine la prima mea operație de cezariană, pentru că în timp ce noi, babele, ne chinuiam să ne ridicăm din pat, ne chinuiam să ne mișcăm, plângeam când ne transferam de pe o parte pe alta, asta mică era imediat zvop în picioare, n-avea nevoie de ceva, n-avea nevoie de calmante, nu-i trebuia absolut nimic, iar noi plângeam de ne era și rușine să mai cerem calmante la halul în care eram. Ce vreau să spun este că da, nu știu dacă are legătură cu faptul că eram amândouă la cea de-a doua operație de cezariană sau nu, dar recuperarea pe termen scurt a fost mult mai cumplită. După ce am trecut prin acele dureri, am zis că nu-l mai fac și pe al treilea. Deși am optat să nu-mi leg trompele, tocmai pentru că m-am gândit că mi-ar plăcea să am posibilitatea, la un moment dat, să mai fac încă un copil. Se pot face mai multe operații de cezariană fără niciun fel de problemă. Dacă organismul tău îți permite și dacă respecti acele indicații pe care ți le dă medicul de a aștepta 2 ani până a rămâne însărcinată după operație de cezariană, nu au de ce să apară complicații, însă recuperarea este cumplită. Totuși, dacă organismul tău este mai puternic, s-ar putea să nu ai aceste senzații pe care le-am avut noi și totuși, trebuie să spun asta, mă simt mult mai bine acum decât după prima operație. Ca o concluzie, ideea este că nu trebuie să-ți fie frică.
A doua operație de cezarean nu este bau-bau, în niciun caz, ci este ceva perfect firesc, perfect normal și numai de tine depinde dacă va fi bine sau nu va fi bine. Sigur că depinde și de organismul tău, în ce stadiu se află, depinde și prin ce stadiu se află, mă refer la faptul că trebuie să ai puțin grijă de tine în timpul sarcinii și după, și prin puțin mă refer la mult. Trebuie să ai mult grijă de tine, să te menajezi, spun eu care n-am făcut asta și m-a durut. Și e bine să asculți toate indicațiile medicului. Și dacă medicul nu-ți dă indicații cu privire la cum să te recuperezi după cea de-a doua operație de cezariană, cere-i-le. Este cel mai sănătos. Este înspre binele tău. Comoditatea se plătește scump. Și nu cred că vrei să o plătești cu sănătatea ta. Așa că nu fi comodă. Cere toate indicațiile de care ai nevoie. Stresează-ți medicul dacă ai nevoie. Un medic bun va vrea să fie acolo pentru tine în momentul în care ai nevoie de recuperare. Acum eu nu zic nici să fii cicălitoare și să pui 100.000 de întrebări care nu se justifică, dar e bine totuși să ai grijă de tine. Gândește-te că copilul are nevoie de tine, oamenii din jur au nevoie de tine și tu trebuie să fii puternică. Și apropo de asta, te invit, după ce te uiți la experiența mea cu nașterea, cu cea de-a doua naștere, te invit să dai click sus și să te uiți și la filmulețul meu despre depresia postpartum. Și dacă ai orice fel de întrebări și dacă vrei să abordezi orice fel de alte subiecte, te invit să-mi lași un comentariu. Te pup, te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o experiență cât mai ușoară și cât mai bună.